Pandemia de COVID-19 se pare că bate încet în retragere la Chișinău, unde deja pentru a cincea săptămână la rând se înregistrează reducerea numărului de persoane infectate cu acest virus. Declarația aparține primarului general al capitalei Ion Ceban și a fost făcută în cadrul ședinței din această dimineață a serviciilor primăriei. În general avem o dinamică îmbucurătoare. Ultimele 5 săptămâni de zile avem în descreștere numărul de infectări, avem în descreștere numărul de bolnavi în stare gravă, în secțiile de terapie intensivă și acest lucru este, repet, îmbucurător. Totuși, adevăratul pericol nu a trecut încă, reatenționează Ceban, făcând astfel referire în special la perioada sărbătorilor pascale. Dar, iarăși, în ceea ce ține de sărbătorile de Paști, rog să fim cât se poate de prudenți cu toată lumea, să evităm în această perioadă să ne adunăm mulți. Extraordinar ar fi să mergeți în zonele verzi doar cu familia. Vă rugăm foarte mult să păstrați acele norme minime de siguranță care sunt recomandate de către medici. În context, oficialul a oferit detalii și despre următoarele acțiuni pe care urmează să le întreprindă municipalitatea în vederea urgentării procesului de imunizare a cetățenilor. La cantitatea actuală de vaccinuri, specialiștii spun că putem demara în principiu etapa a treia de imunizare, dar suntem în așteptare ca Ministerul Sănătății să se expună. La Centrul Municipal de Vaccinare vom vaccina deocamdată, așa cum am spus, grupurile profesionale organizate. Vaccinarea are loc la dorință în prezent. În principiu suntem gata pentru a deschide și alte centre 5 de vaccinare în scurt timp, în condițiile în care vom avea nevoie de astfel de spații. Potrivit datelor programului de vaccinare anti-COVID-19 în Moldova, până astăzi la Chișinău au fost administrate peste 21.000 de doze de vaccin.